până dimineață la toată lumea. Sper că după ziua de azi Chișinău va deveni un oraș mai optimist, un oraș pentru oameni cu inițiative, un oraș pentru oameni care se respectă și pentru oameni cu demnitate. Și nu ne strică nici dialogul respectuos unul cu altul. Așa că eu vă urez toate cele bune și mă duc să sar cu parașuta, dar seara vom vedea.